Guvernul a identificat 200 de milioane din cele 700 solicitate de agricultori pentru compensații. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii Vladimir Bolea după negocierile cu fermierii din această seară. Totodată, agricultorii spun că nu sunt mulțumiți de propunerea autorităților. Protestul a fost suspendat însă până în august, perioadă în care autoritățile trebuie să găsească soluții pentru crizele agricole. Suma e foarte mică. Necesități și calamități în 22 care au fost, nu au fost destul, au fost secete, nu s-au luat în considerație. Suma care e alocată e foarte puțină pentru agricultorii Moldovei. Noi inițial am cerut 3.000 de lei la hectar, fiindcă practic aceste 200 de milioane nu acoperă diferența dintre vânzare și sinecost. Suntem încă fermieri, sunt pe minus. Noi suntem linia zero, deci cu Ucraina și suntem cei mai afectați fermieri. După discuțiile de la Casa Guvernului, care au durat o oră și jumătate, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a declarat că au fost găsite 200 de milioane pentru a le oferi fermierilor în formă de compensații, iar cele 400.000 de tone de motorină promise de Guvernul României vor ajunge în țara noastră până la sfârșitul lunii iulie. Bani care vor fi distribuiți conform unui grafic, vor fi axați pentru subvenționarea agricultorilor micro și mici. Și motorina care va veni va fi împărțită în baza certificatelor de situație de forță major, actelor care au fost făcute în anul 2022. Căutăm, identificăm și lucrăm mai departe. La fel, agricultorii au menționat că suspendă protestele din Piața Marea Dunării Naționale până pe 1 august. Cu toate acestea, fermierii solicită compensații de 3.000 de lei per hectar, dar nu 1.000 cât vor primi din partea guvernului. Președintele Asociația Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a precizat că dacă autoritățile nu vor rezolva crizele agricole, protestele vor continua și vor fi mai masive după 1 august. Să fie identificate resurse suplimentare până la 1 august. Să fie până la 1 august adusă această motorină 4.000 de tone din România. Și noi este 4.000 de tone de motorină, iată, așteptăm deja mai mult de jumătate de an. Și trei la mână, stabilirea prin decizia Comisiei Situații Excepționale, moratoriu la achitarea penalităților și dobânzilor față de creditori. Amintim că peste 500 de agricultori din 20 de localități din țară au ieșit la protest pe 7 iunie în mai multe raioane. Pe 20 iunie, fermierii au ajuns în Piața Marea Dunării Naționale și au aliniat în fața guvernului circa 180 de tractoare. Agricultorii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la carburanți și de majorarea de aproape 3 ori a dobânzilor la credite. Totodată, ei cer compensații mai mari pentru culturile compromise de secetă, precum și interzicerea importului de cereale din Ucraina.